Ministrul Muncii Violeta Alexandru susține că peste 1 milion de români vor fi beneficiari ai șomajului tehnic oferit de guvern. Ministrul a făcut un apel către angajatori să nu dea oamenii afară și să apeleze la șomajul tehnic, asta pentru a reporni economia după trecerea crizei de sănătate. Avem o estimare de 1 milion de persoane care ar putea fi beneficiari ai ajutorului nostru, al șomajului tehnic. Dacă angajatorii sunt inima economiei, din punctul meu de vedere, angajații sunt oxigenul economiei. Angajatorii deosebit de strâmtorați în perioada asta trebuie să înțeleagă că afacerea lor va merge doar dacă ulterior crizei oamenii vor fi pregătiți de muncă. Nu ne dorim să ajungem în situația în care angajatorii dau oamenii afară, de aceea vom veni cu tot sprijinul nostru. Pentru cererile de șomaj tehnic depuse până acum, facem toate demersurile ca plățile să fie făcute cât mai repede, poate chiar înainte de sărbători, a spus Violeta Alexandru.